Cea mai tare descoperire. De 1 decembrie. De 1 decembrie, fraților. Ceva foarte vechi, un vârf de lance. Da. Și ca să vadă și mai bine băieții cum stau lucrurile la detecție la noi, cam așa. Ia, mergem către Marius. Bă, nu faci berele. Ia să vedem. Ia, filmează-mă. Cea mai tare descoperire. De 1 decembrie. De 1 decembrie, fraților. Ia. Ceva foarte vechi, un vârf de lance. Da. Bă, dar ce mare. Bă, du-te. E plină. La eu n-am văzut așa mare. Se băga în ceva, cred. Pe lemn. Nu cred că pe lemn. Uite cum e. Asta e foarte veche. Da. Ba. Fier, nu? Fier, da, fier. Ia vezi, mai suna fier aici? Suna, poate ar fi depozit, ce? Îmi suna un fier din ăsta. Nu mai nimic. Ia pune un pic, te rog, să vedem cum sună. Dar suna, suna fier. Au... suna fier. Da, totuși un... un fier ascuțit. Bă, ce mare. Eu n-am văzut în viața mea așa mare. Nici. Eu n-am găsit niciodată ceva. E wow. Bravo. Să dai predată la muzeu. Da, sigur. O să ajungă piesă de piesă. Expusă. Dar păcat că e strâmbă aici. Avem voie să o îndreptăm, n-avem. Nu, nu, lasă așa. O predăm exact cum e. Mai aveau ei un ritual și le și le îndoi. Nu, e îndoită de ei. Ori de ei, ori na. Vezi că aici aici ruptă. N-a timp de aia mai de ei. Hai să mai dăm pe aici din zona. Wow. Eu punem mai. Vai de mine, vai de mine. Nu știu unul ăsta. Ia uita și e frumos să vedeți satul. Din dealul ăsta, în față. Sapă! Marius se pe arme albe azi. Da. Supercari. Deci am avansat de la fier la inox. Urmează bronza. Suna ciudat ce asta. Asta e un nasture. Monedă. O monedă. Monedă? De ca 5 bani cu gaură. A, da, aia cu gaură. Uite, uite acolo, ia. Ma... mamă, mă, că ție ești gurata. Proiectil? Băi, ești copil de proiectil, frate. Ei, nu e. Nu e cur de proiectil, mă? Băi, e cur de proiectil, mă, ce ai? Nu e, mă. Nu e, nu? Nu e. Băi, nu e, nu e. Spune, știi ce, e cap de sondă de aia de forează aia, bă. Da. E cap de la cuvidie, ăla are vidie în cap. Așa pare, ceva care forează. Deci, ăsta e cap, uite, are vidie aici, uitați vidie aici. Da. Ăsta fora la mare adâncime după petrol, ia uite. Are pastire de alea, de platină. Am găsit chestia asta. Da, nu știu ce-o fi. Mă simt din ce mai rău. Foarte răcit. Gata, am ajuns. Am terminat cu detecția. Uite ce a făcut domnul Marius aici. Deci și unde îi dai foc? Arată băiatul acum. Ai cărbune din ăla? Nu, mă, nu. Am luat lampa acum. De ce ăla îl prinde așa cu... Tara. Tara. Am luat o pauză. Nu știu dacă mai detectăm. Facem ceva de mâncărică.
Bă, să nu pierdem aia. Acolo am lăsat-o pe aici. Așa, mă, băieților, uitați aici. Poate fi celtică sau dacică asta. Vârf de lance. Să o băgăm aici. Na, hai că poți. Ha? Poți. Stai să mă gândesc direcția. Aha. Mamă, dar ce setem e. Dacă ai căzut un pic de lume, ai acolo? Ai băgat-o sau căzut chiar? Ia uite ce-a. M-a părlit. Ce iese pe aici? Hai, sănătate. La mulți ani. Ce știți aici? Ia să vedeți, băi. Masterchef direct. Mai dau puțin pe aici, pe lângă mașini. Ia uite așa am zis. Pataramă. Am găsit și o monedă. Trei bani, 1952. Inel aici, șef politară. Fasolica a început să fiarbă și asta. Uite cel mai mare bucătar aici a TV. Poate îi dau asta jos. Aia ți-a trebuit. Mă iertați-mă, vă rog. Și ca să vadă și mai bine băieții cum stau lucrurile la detecție la noi. Cam așa. Cam așa stau lucrurile. Salutare, băieți! Vă salutăm de aici după Izlaz, vechiul Izlaz, cu ceva tradițional de 1 decembrie, fasole cu ciolan, făcut așa pe Izlaz. Gata, oameni buni, și-am terminat. Salutare! Stai și focul. Auzi, la câine asta, nu mai mănânc. Mai ia cineva carnea asta de aici? Mai mâncați, luați-o și pe asta. Mai. Salutați lumea că am terminat astăzi. Te-a băgat bătă, animalul, nu? Unde e? Nu că a băgat, dar nu mai... Hai, vă mulțumim că v-ați uitat și să ne vedem weekendul viitor cu bine. Ha, pa, pa!